Ministerul Britanic al Apărării a publicat în urmă cu puțin timp o nouă evaluare a situației de pe front. Specialiștii subliniază că rușii continuă asalturile în orașele importante precum Harkov, Chernihiv și Mariupol. Soldații lui Putin refuză să se angajeze în operațiuni de infanterie urbană pe scară largă și preferă bombardamentele haotice, totul în încercarea de a limita pierderile suferite. Sirenele de raid aerian au răsunat în toate orașele importante din Ucraina. Atacurile rusești se mărginesc la bombardamente după ce la sol rușii au fost surclasați de rezistența ucraineană. Potrivit unei analize a Ministerului Apărării din Marea Britanie, Rusia se bazează pe utilizarea nediscriminatorie a bombardamentelor aeriene și de artilerie în încercarea de a demoraliza forțele de apărare. Există o schimbare de strategie în nord. Se trece la apărare, adică la poziții defensive, menținerea acelor poziții câștigate și cât de cât încercarea de încercuire completă a orașelor mari, Kiev, Harkov, Chernihiv, iar în sud strategie diferită, se merge pe ofensivă, în special la Mariupol, care e în circuit complet și aproape complet distrus, datorită importanței strategice acestui port în legătura dintre Donbas și peninsula Crimeea. Mariupol continuă să fie epicentrul bombardamentelor armatei ruse, deoarece orașul e principalul port care are ieșire la Marea Azov. Potrivit unui comunicat, trupele ruse ar fi ocupat aproape 54% din Donetsk și 93% din Lugansk. Astfel, Federația Rusă își concentrează trupele pentru a pune mâna complet pe cele două regiuni separatiste. Pe de altă parte, specialiștii sunt rezervați în a estima care va fi situația de pe front în viitorul apropiat. Situația militară se poate schimba oricând. Dacă rușii reușesc să aducă suficiente forțe și dacă această fază a operațiunii militare ruse, mă refer la cele două republici separatiste și securizarea coridorului prin Mariupol între Crimea și cele două republici separatiste, răspunsul e da. Dar de asemenea mai depinde și de rezistența armatei ucrainiene, de modul în care primesc resurse, e vorba de arme, de muniție, de hrană, de apă. Evoluția de pe front va avea o influență marcantă asupra relațiilor lui Vladimir Putin cu spațiul internațional, dar și cu propria populație, mai ales în contextul în care ucrainenii reușesc să reziste atacurilor rușilor și chiar să încerce să îi împingă spre est. Cert este că pierderile sunt destul de mari de ambele părți, și de asta depind foarte multe lucruri, în special capacitatea ofensivă a armatei rusei și capacitatea de rezistență a armatei ucrainiene.